De aceea este normal să se vorbească la cina Domnului despre jertfa Domnului. Să ne dăm seama ce a realizat Domnul pentru noi prin mântuire. Asta nu-i ceva puțin, e veșnicia pentru noi. Altfel a fost pierduți. Trupul lui a murit, cum știți, pentru că trebuia să suportăm noi o sânda morții. Vă întreb, ieri, alaltieri, zilele acestea, sau în dimineața aceasta, sau dacă nu, când ați luat cina data anterioară, a însemnat pentru dumneavoastră o amintire plăcută? Hai să fac o mică comparație. Vă amintiți de moartea Domnului, cel puțin cât vă amintiți când se împlinesc nu știu câți ani de la nunta dumneavoastră sau de ziua de naștere? Sau de un anumit moment special? Ziua de naștere are de-a face cu cultul viilor. Ziua onomastică are de-a face cu cultul morților. Am studiat puțin istoria acestor probleme. De aceea, în antichitate, numai regii își țineau ziua de naștere, fiindcă regele era socotit zeu. Și vreun om de rând să-și fi ținut ziua de naștere, ar fi avut pretenții că și el e zeu. Și nu îndrăzneau oamenii. Târziu, de la germani, s-a introdus să se serbeze pentru copii. Dar originea este aceeași. O zeificare, fie a morților, fie a viilor. Noi nu zeificăm pe nimeni, dar înălțăm pe Domnul Hristos în ziua cinei Domnului. Merită să-i fie binecuvântat numele. Spune Scriptura că îngerii din cer doresc să privească.